Asociația pentru Protecția Animalelor ProAnimals, Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, Direcție din cadrul Consiliului Județean Gorj, SC Edilitar ASA și Shopping Mall Târgu Jiu, organizează în data de 2 octombrie, începând cu orele 13, împarcarea supraterană a Shopping Mall Târgu Jiu, târgul de adopții prieten pe viață, dedicat câinilor din adăpostul public Târgu Jiu. În cadrul acestui târg de adopții va avea loc o prezentare a cățeilor pentru adopție, dar și o campanie de informare despre importanța sterilizării ca metodă eficientă, umană și civilizată pentru reducerea numărului animalelor fără stăpân, dar și despre adopția și abandonarea animalelor. Atmosfera va fi întreținută pro bono de Amy și DJ Cucu de la Noaptea Târziu, de interpreta de muzică populară Niculina Stoican, dar și de Ruby, care va susține un concert în cadrul acestui târg de adopții. Ideea este excepțională. În primul rând, avem nevoie în comunitate de un pic de empatie. Da, mamă, da, așa trebuie să facem. Trebuie să înțelegem că trebuie să trăim frumos și să ajutăm în jurul nostru. Eu sunt un om care iubește foarte mult animalele, iubesc foarte mult și oamenii, și bătrânii, și copiii, dar mă văd utilă în a ajuta animăluțele. Și duminică cred că este primul eveniment de așa învergură și foarte, foarte important. Ne întâlnim în parcarea de la mall, în parcarea supraterană, începând cu orele 13. O să avem acolo cățeluși frumoși, așa cum am și eu aici o fetiță minunată, da, care a fost aruncată și dusă în adăpost și a crescut frumos și poate fi adoptată. Este un cățeluș frumos. Acolo puteți să găsiți cei care o să vină și o să fie alături de noi, să găsiți animăluțe pe care să le adoptați. Nu... E foarte important să înțelegem și procedura. Sunt animale care dăruiesc iubire, da, de rasă comună. Nu trebuie să mai dăm bănuții și să încurajăm, așa zisele canise. Sunt cățeluși cu probleme foarte, foarte mari pentru că devin sursă de venit pentru oameni care nu au grijă de ele și care nu fac altceva decât să le... obige să se înmulțească ca să vândă puiuții. Deci am rezolvat două probleme. Una a câinilor de rasă comună, fără stăpâni, pe care i-am putea adopta și care oferă atâta iubire. Eu am 8 de rasă comună și am 12 pisicuțe, toate adunate de pe străzi și cățelușii la fel. Și cealaltă problemă, problema cu înmulțirea aceasta și cu așa zisele canise, care cu oamenii care folosesc animalele pentru a avea o sursă de venit. E foarte important să fim empatici, e foarte important să dăruim în jurul nostru ce trebuie, pentru că e mare păcat să trăim doar pentru noi. Totodată, în cadrul acestui eveniment, va avea loc o demonstrație de dresaj, pictură pe față, dar și diverse activități dedicate copiilor. În același timp, se pot face donații direct în urnă, în vederea achiziționării hranei pentru animalele aflate în adăpost, sau se poate dona hrană uscată și conserve direct în coșul special aflat în mall. Eu nu m-am plâns niciodată de timp. Întotdeauna mi-am făcut timp să ajut în jurul meu și să fac ce trebuie și pentru oameni și pentru animăluțe. Așa că eu cred că fiecare dintre noi putem să facem câte ceva. Câte puțin. Din puțin, întotdeauna se face mult. Da, mama, da, mai stăm puțin, Mai stăm puțin și plecăm după aia, da, și bem apiță. Și, dar din nimic, întotdeauna nimic va rămâne. Suntem în incinta Mall, în fața hipermarketului și avem aici, după cum vedeți, un loc în care puteți dona și puteți ajuta cățelușii din adăposturi. E foarte important să facem acest lucru. O conservuță, dacă o să o cumpărați și o să o puneți aici, o să plecați, o să vedeți acasă cu sufletul mult mai ușurat, pentru că ați ajutat, pentru că ați făcut ceva pentru niște animăluțe care... pentru care nu fac foarte mulți. Încercați să fiți buni, încercați să ajutați. E foarte important să devenim buni, pentru că vremurile în care trăim, asta ne învață. Dacă suntem buni, și lumea se poate schimba.
Așa că vă așteptăm să donați, să cumpărați mâncărică și să, când veniți și vă faceți cumpărăturile, o conservă. Să nu ziceți niciodată că este prea puțin. Este exact atât cât trebuie și nouă ne este de mare folos. Noi vă așteptăm și la târgul de adopții și vă așteptăm să donați aici în fața hipermarketului din mall. Găsiți locația unde puteți să puneți, după ce treceți de casă, ce ați cumpărat pentru animăluțele din adăpost. Și noi vă mulțumim. Eu personal vă mulțumesc din suflet.